Victoria Movileanu este domnișoara care salută fiecare sezon cu o nouă serie de genți. Așa se întâmplă că aceste accesorii sunt confecționate și concepute chiar de ea. Vine din familia pictorului grafician Vasile Movileanu și Anei Movileanu, care brodează costume naționale pentru dansatori. Pregătirea ei teatrală de la liceul Elena Alistar, mai târziu artele design vestimentar, i-au cultivat un gust unic și irepetabil. Deși tatăl insista că arta îi va oferi o viață agitată, plină de imprevizibil și dezechilibru, Victoria și-a urmat rațiunea. Prima geantă am avut eu nevoie să mi-o cosmie și... Deci toate gențele care îmi plăceau așa erau într-adevăr frumoase și faine, erau destul de scumpe. Îmi plăceau genți doar de 2000 de lei și în sus, așa cum de obicei la toți le place. Dar gențele astea, puteam să-mi permit o geantă destul de ieftină, care e la piața centrală, dar nu-mi place ceva ordinar și ceva ca la toți. Și am început să fac, am încercat, chiar n-am să pot eu să fac așa, măcar o torbă pentru început, dar tot e mai bună decât una de la piață. Și am făcut prima mea geantă din bucăți de tricotaj, așa, patchwork am făcut, am unit și desigur că la început eu nu puteam spune fermoară, era ceva foarte dificil pentru mine și mă duceam la casa de deservire și băteam copcii ăștia ca spate să se închide, pentru că o geantă dacă nu are o închidere bună, deci nu-i sigur, poate să cadă ceva din ea sau poate cineva să ia ceva din ea. Victoria a luat pasiunea ei ca pe o provocare. Nimeni nu i-a arătat cum se face ca să reușească, prin greșeli spre perfecțiune. La început a trebuit 3 ani să coase același model, cu o croială simplă, fără volum, ca să deprindă tehnologia genții. E o muncă foarte interesantă, deci eu fac cu foarte mare plăcere ceea ce fac. Pentru mine fiecare geantă e ceva nou și întotdeauna, dacă ați observat din albumele mele, nicio geantă nu se repetă una cu alta. Dar acum, ultimul an, după ce am descoperit multe șmecherii, așa să le spunem, care îmi ușurează și munca și fac designul mult mai interesant și mult mai eficient. Deci eu am fiecare geantă, aștept cu nerăbdare a doua zi dimineața să mă apuc de următoarea geantă. Și foarte, foarte mult mă stimulează și mă ajută clientele mele care vin cu niște idei foarte trăsnitute. Eu am văzut, în Italia am fost și acolo și acolo și am văzut așa gen și mi-o descrie. Și eu încerc cât de cât să mă aliniez ceea ce am văzut acolo. Gențile ei au câștigat aprecieri chiar și în țările modei, ca Italia, Franța, Germania, Polonia. O experiență demnă de înscris în CV-ul ei de activitate și experiență. Recunoaște deocamdată că nu creează tendințe modă, poate doar influențe, dar învață și pasă de ceea ce face. Planul forte rămâne pielea naturală, denimul, blugi, stofa. Nici nu pune la îndoială rezistența în comparație cu pielea artificială sau imitație. Este la curent cu cele mai trendy și mai actuale tendințe din fashion și styling. Consultă revistele și site-urile specializate. Are preferințe pentru Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Celine. În discuție dă dovadă de cunoștințe temeinice în domeniu și știe ce înseamnă să materializez gusturile și geanta de vis a clientului. Încă nu am meritele Prada, deci totul e laconic, nimic nu este în plus. Deci fiecare detaliu, fiecare accesoriu care este într-o geantă, el nu este în plus sau nu este întâmplător. Ceea ce nu pot spune de alt designer care deseori, care se facă în partide mari, ele sunt făcute mult, adică e adăugat, este și un buzunar și o cătaramă și mânerele, adică tot e prea aglomerat, nu este la designerii italieni. Deci noi vedem că furnitura care este folosită în genți e destul de solidă și e frumoasă. Deci, în primul rând, asta foarte mult contează și de acum designul este foarte simplu. Victoria este un designer ce pune accent pe individualitate. Ales să facă genți pentru că e mai dificil chiar decât să coși rochii de mireasă. Pentru a confecționa o geantă este nevoie de cel puțin 6 utilaje. Face acest efort pentru că și doamnele de la noi merită să arate bine. Eu cred că unii femei, în primul rând, nu trebuie să-i lipsească o geantă bună de piele, așa consider eu, încălțăminte bune și, eu știu, mănușile sau ochelarii. Asta e primul accent pe care poate să spună doamna, adică, pentru că poate să fie îmbrăcat, poate nu așa de scump, un pic mai modest, dar
Geanta iese în evidență, deci e un accesoriu foarte important, mai ales că e zi de zi purtat. A fost prima studentă la Facultatea de Design Vestimentar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, care și-a susținut teza pe accesorii. Astăzi, cu ușurință, își recunoaște gențele în stradă, chiar și după 5 ani. Am avut o doamnă care a făcut din o geantă din velur. Și geanta de acum săraca s-a rost, de acum așa de tare, așa era de obosită. Spune, nu mă pot desparte de ea. Și a venit și am făcut alta și oricum o mai poartă, pentru că, nu știu, s-a deprins așa. E tânără, plină de energie și entuziasm și merită să se înscrie în lista oamenilor care va crea o nouă imagine a mondului de la noi.